cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crești. Bună dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață din 21 martie 2024. Pentru mine este o dată interesantă. Acum foarte mulți ani mi-apărea primul articol de presă, dacă nu mă înșel, pe 21 martie, în ziarul Ceahlău. Joi a apărut numărul 617 din Mesagerul de Neamț, un număr interesant, cel puțin prin două, trei materiale atipice. Unul, privitor la finanțările nerambursabile. O să mulțumesc și eu cuiva dacă mi-aduce un ziar. Finanțările nerambursabile via Consiliul Județean, inclusiv cele pe sport, și un interviu foarte interesant cu Dan Pavel, omul care a încercat să-l civilizeze pe Gigi Becali la un moment dat, un foarte interesant și scriitor și politolog și tot ce vreți dumneavoastră, și ziarist. Tot joi, tot 21 martie, în studio, Andrei Carabela, primarul municipiului Piatra Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit și mă bucur să fiu din nou în plata la dumneavoastră, la cafea. Da, astăzi cafea, adică nu ne-am încurcat, am băut cafea. Domnul primar, stau, mă uit în jur și mă întreb ce se întâmplă nu numai în politica nemțeană, dar în special la Neamț. Am văzut că municipiul Piatra Neamț, un municipiu care, îmi dau seama acum, potrivit politicii celor de la Consiliul Județean, nu are investiții, pentru că ați primit doar 300.000 de lei față de alte comune care au primit mai mult. Banii ăia se dau pe bază de proiecte. Înseamnă că nu aveți proiecte. E adevărat? Dacă așa se vede de acolo, nu se vede cât se muncește, nu se vede nevoia de cofinanțare pe proiecte, că acești bani pe care i-a împărțit Consiliul Județean îi distribuie tocmai pentru astfel de nevoi, în special cofinanțări pe proiecte finanțate din programe europene sau guvernamentale. Și se pare că de acolo nu se vede, dar nu mă surprinde, că nu e prima dată când se întâmplă așa ceva. Poate chiar mă surprinde că acum am primit ceva. Ați primit 300.000. Până acum primeam zero. De fiecare dată zero. Asta e. Nu mă așteptam la bani de la Consiliul Județean, deși acești bani ar trebui distribuiți într-o formulă echilibrată, pe bază de proiecte. Dacă nu, Piatra Neamțul este campion la implementare de proiecte în județul Neamț, atunci nu știu, eu sunt doctor sau... Na. Deci, n-are sens. E un subiect care... Eu credeam că totuși se ajunge la o negociere, având în vedere... Ați văzut vreo negociere? Nu știu, credeam că se ajunge la o negociere, având în vedere ce se întâmplă pe plan național. Până la urmă am văzut că se candidează... candidat comun la București. Nici nu știu dacă lista la consilierii comună sau nu, că nimeni n-a spus chestia asta. La București? La București. Nu se știe încă. Păi e foarte interesant și asta. Deci ce facem? Nu se știe dacă se coboară de la București în jos spre teritoriu, dar mă gândeam, băi, e an electoral, sunt două partide aflate la guvernare care se sprijină într-un viitorul stabilității României. Deci da. N-ați avut niciun fel de discuție la nivel de partid. Se pare că aici, la nivel local, la firul ierbii, cum se spune, vi se pare că este cel mai mic dram de înțelegere, de colaborare, de comunicare între cele două formațiuni politice care la nivel guvernamental e drept de nevoie funcționează această coaliție. Pe mine nu m-ar deranja. Sunt om deschis comunicării, deschis la dialog. Pe toate proiectele pe care le avem în implementare am cerut nu doar sprijin, ci și îndrumare acolo unde au expertiză în domeniile respective. Am cerut îndrumare din partea instituției prefectului pe tot ce înseamnă regulamente, proiecte care vizează un interes major al publicului pe spețele respective. Că vorbim de parcări,
cum s-a întâmplat acum 2 ani, că vorbim despre alte regulamente, am cerut tot timpul acest sprijin pentru că nu sunt cel mai învățat, nu sunt cel mai braz, vreau să facem lucrurile împreună. Când este și o a doua părere legată de un proiect, e cu atât mai bine sau avem cu atât mai multe șanse să facem ceea ce trebuie acolo. Dar aici este o politică de o cruzime și de o, nu știu, răutate ieșită din comun. Uitați-vă numai la proiectul cu care ne chinuim de atâta vreme. Aici, înainte de a porni dumneavoastră discuția, vreau eu să discut ceva cu... Eu urmăresc atent comunicatele care vin dinspre primărie, poate nu întotdeauna le mai preluăm și noi, dar zilele trecute a venit un comunicat, domne, constructorul va pune niște, mă rog, umplutură, cliblură, mixtură asfaltică în intersecțiile de pe Traian, da? Acolo unde sunt acele de nivelări. Ca o lucrare pentru siguranța traficului. Facem ieri o discuție, hai mergeți să vedeți ce s-a întâmplat pe teren ca să vedem dacă s-a pus. A început ceva și oprit. Eu nu pot să înțeleg lucrurile astea. Ori cineva de la primărie vă dă peste picioare și publică comunicate care n-au suport, ori constructorul nu-și face treaba, ori cineva bagă sula în coaste constructorului, că nu pot să pricep. Deci, efectiv, nu pot să pricep. De ce nu? Dacă s-a spus că se pune, de ce nu s-a pus? Luni dimineața am avut o ședință tehnică cu colegii care monitorizează proiectul, derularea proiectului din primărie, cu proiectant, cu constructor. I-am chemat pentru a discuta despre activitățile care urmează să se desfășoare pe Traian și Decebal, durata lor, termene, să-mi spună mult mai clar, să scrie în negru pe alb ce estimări de termene avem în momentul de față, cum derulează lucrurile în săptămânile următoare. Și pe zona intersecțiilor, mai ales în această perioadă, până reușim să punem la punct tot ce înseamnă canal, zona de lucrări pentru proiectul de magistrală de apă, să punem la punct intersecțiile cu o soluție mai durabilă. Pentru că pietrișul, balastrul compactat sare de la ploaie, de la trafic. Și apar foarte multe deniveluri care sunt greu și pentru ei să le țină sub control. Pentru că ei au obligația de a duce la cotă de fiecare dată. Și le-am cerut pentru a fi și pentru ei mai facilă intervenția pentru această perioadă, să vină cu o lucrare mai durabilă de genul fie turnarea unui strat de mixtură asfaltică, fie amenajarea, așezarea unor pavele ca soluție pentru provizorie pentru această perioadă. Am anunțat, pentru că am fost întrebat într-o emisiune luni seara, am anunțat acest fapt eu personal în acea emisiune, dar comunicatul pe primărie am zis să-l dăm doar după ce vedem că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie. Adică am trimis colegii să verifice cum s-au pus la punct două intersecții, zona privighetorii și zona din ieșirea spre 1 mai și intersecția cu strada Lămâiței. A doua zi dimineață mă sună constructorul că nu poate da înainte pentru că mi s-a solicitat niște explicații din partea Inspectoratului de Stat în Construcții. Proiectul acesta a fost grevat de foarte multe întârzieri. Stați un pic. Da. Că a pus în drepte niște lucruri, s-au solicitat explicații de Inspectoratul de Stat în Construcții. Da, pentru că au fost o serie de materiale care au apărut în spațiu public, cum că constructorul ar face lucrare de proastă calitate și ar acoperi niște deficiențe, niște lucruri care nu sunt în regulă. Deși această lucrare are doar un scop de siguranță. Și constructorul nu i-a explicat? Băi, e vorba de siguranța traficului. A explicat și constructorul, am explicat și noi. Acum suntem în procedura în care transmitem toate informațiile acestea și într-un format oficial, asumat. Situația stă în felul următor. Acest proiect, de când a început, nu doar acesta, doar că acesta a fost cel mai vizibil. Toate proiectele
au avut șicane din partea instituțiilor sau unor personaje controlate de PSD. Aceasta este realitatea, voi prezenta într-o conferință de presă documente care să demonstreze asta, pentru că văd că nu se opresc. Dar toate aceste șicane nu pot face decât să ne întârzie, pentru că știm ce avem de proiect de făcut și în niciun caz nu ne vor opri proiectele. Și mai au doar 2 luni în care ne pot face aceste șicane, pentru că și oamenii s-au săturat de întârzierile astea. Imaginați-vă că pentru un constructor să-și mobilizeze utilajele și oamenii la treabă într-o zi și apoi să-i trimită acasă, presupune niște costuri enorme. Care iar sunt... pentru oameni înseamnă o ciudățenie. Dom'le, ieri erau oameni la treabă, astăzi nu mai sunt. Ce se întâmplă? Nu vor să dea înainte. Păi nu, asta e senzația. Primesc mesaje că să ne nu vă supărați. Asta să e luăm senzația. Decât constructorul și să îl punem la treabă. Constructorul are tot interesul să termine lucrarea pentru că ia banii. El urmărește un interes economic. Iar noi vizăm o lucrare finalizată cât mai repede pentru că ne interesează confortul cetățeanului și vrem să știm să avem în portofelul nostru încă un proiect finalizat cu succes. N-are niciun interes primarul să întârzie proiectul, n-are niciun interes constructorul să întârzie proiectul. Dimpotrivă, am creat o echipă care să urmărească cu maxim profesionalism derularea lucrărilor. Din păcate, avem foarte multe șicane, foarte multe piedici. Scopul este să ne întârzie lucrările sau să ni le oprească în ideea în care omul, la alegeri, să zică, uite, un proiect eșuat, n-a fost în stare primarul să-l facă, trebuie să-l sancționăm la vot. Eu m-am apucat de treabă, chiar cu riscul de a fi sancționat la vot, pentru că orice șantier, este clar, vine cu praf, cu zgomot, cu gălăgie, cu restricționarea traficului, cu o serie de elemente care afectează confortul oamenilor. Și este clar că o lucrare care nu este terminată la timp generează și mai multă frustrare și acest risc pentru primarul în funcție să piardă voturi. M-am apucat și de cel mai complicat proiect din toate timpurile pentru orașul nostru, cel puțin din ultimele 3 decenii, și anume magistrala de apă. Tocmai pentru că mă interesează nu să peticesc, nu să las o chestie de frumos superficial, dar de desubt să rămână putregai. Ne-am apucat de treabă așa cum trebuie, cu conștiinciozitate și să facem lucrurile pe termen lung, durabil. Eu n-am crezut, vorba domnului Bolojan, când mi-a spus, nu te apuca de proiecte complicate că ți le vor bloca. Ai o majoritate prea fragilă în Consiliul Local, după ce-i povestisem situația și câte partide sunt în Consiliul Local și câți consilieri locali și cum arată lucrurile din punct de vedere politic aici. Și când i-am spus cine este președintele Consiliului Județean Neamț acum 3 ani și cine și cum conduce și ce influențe sunt pe aici, mi-a zis nu te apuca pentru că nu o să reușești să duci la bun sfârșit aceste proiecte. Dacă ai apucat să bagi un buldozer să sape un șanț, ai riscul să rămână așa până la finalul mandatului. Se pare că știe ce vorbește. Bineînțeles, pentru că a trecut prin așa ceva în primul său mandat. Și m-a învățat din propria experiență. Dar am zis că eu nu sunt primar ca să caut scuze și singurul meu scop este să contribui la modernizarea orașului. Dacă ratăm proiectele astea, asta era în mintea mea atunci. Ce șansă va mai avea Piatra Neamțul să mai atragă vreun ban european în următorul exercițiu financiar? Niciuna. Niciuna. Pentru că am fi raportați ca la bancă când nu ți-ai plătit rata la timp, cu un istoric negativ și nu mai acces să faci un alt credit. La fel, nu mai acces la alți bani europeni când vrei, când scrii un proiect și tu apari acolo cu un contract de finanțare reziliat, de unde trebuie să dai și bani înapoi. Asta era situația acum 3 ani, aici suntem astăzi. Noi proiectele astea le ducem la bun sfârșit. Am toată convingerea că din partea constructorilor nu vom avea impedimente, pentru că îi văd motivați să facă lucrările cum trebuie. Sunt multe deficiențe din cauza faptului că vorbim de niște situații tehnice care se găsesc în teren, tocmai pentru că vrem să
ne asigurăm de garanția de bună execuție pe termen lung a acestor lucrări. Constructorul a făcut pe propria cheltuială verificări și determinări ale calității solului, grad de compactare, capacitate portantă, ca să se asigure că soluția tehnică dată este în noiembrie bună, de proiectant și de verificatorul de proiect și de expertul tehnic este cea care îi asigură că drumul nu va fi deteriorat, că asfaltul nu se va deteriora în perioada următoare. Pentru că lucrările respective ar fi pe cheltuiala lui. Și el vrea să se asigure că ce face astăzi e durabil. Și ce rezultate i-au dat aceste teste? Și în unele zone, determinările au dat niște rezultate neconcludente sau care demonstrează că este necesară schimbarea soluției tehnice. Ca urmare a acestui lucru, a făcut și niște zone de probă pe 50 de metri. A găsit o altă soluție de stabilizare care se pare că funcționează și s-a făcut o corespondență cu proiectantul pentru a corela respectivele soluții cu rezultatele determinate și cu determinările din teren, probele de laborator. Proiectantul a venit cu soluția, vom avea un strat de stabilizat de vreo 25 de centimetri cu un pat de nisip de vreo 5 centimetri, după care placă de betonare de 25-30 de centimetri cu armare. Cam asta este soluția tehnică care se va aplica. O vom prezenta în detaliu, da, pe anumite exact, zone, pe zonele respective determinate de proiectant. Rămâne să aplicăm această soluție. Acum, mai este ceva, domnul primar. Ați spus că veți face o conferință de presă și veți prezenta documentele. Eu vă spun ceva. Faceți-o cât mai repede. Dar faceți-o cât mai repede. De ce? Dacă aveți aceste documente și lucrurile stau așa, pentru că nu este normal ca un oraș întreg să sufere și aici nu vă dau nici dumneavoastră dreptate, nici celor dreptate. Eu nu dau dreptate nimănui. Eu constat. Nu, deci nu. Eu nu cred că este normal ca un oraș întreg să sufere, pentru că sunt neînțelegeri la nivel politic, că sunt alegeri locale. Deci pe mine, amenințarea pe care o simte PSD-ul este că dacă eu finalizez aceste proiecte, pe lângă avansul pe care îl am deja, acesta va crește și mai consistent și despre asta este vorba. Și vor să blocheze acest proiect, indiferent de consecințe. Dar ce îi împiedică pe ei să arate că sunt mai buni? De ce trebuie să facem asta ca victime să fie tot cetățenii orașului? Așa cum n-au fost în stare să ofere buget echilibrat pe criterii de, domnule, cine implementează proiecte, hai să sprijinim, să ajutăm cu bani pentru a avea capacitatea de a duce aceste proiecte din punct de vedere financiar. Și n-au făcut-o, doar singurul criteriu de atribuire a banilor a fost apartenența la partidul politic care îl susține pe președintele Consiliului Județean actual, că am înțeles că s-a mutat cu toată organizația, ce resturi o mai avea la PSD. Deci, politica, din punctul meu de vedere, trebuie să se facă în slujba cetățeanului. Toți vorbim despre asta la televizor. Dar, din păcate, pe la spate, uitați ce se întâmplă. Sute de adrese trimise de personaje obscure sau cu clară apartenență politică la PSD, dar și cetățeni care, după scriere și după felul în care este formulată sesizarea, ai zice că n-au făcut nici două clase. Dar el este în stare să facă calcule, să demonstreze din punct de vedere tehnic că lucrurile nu sunt în regulă, cu poze, cu totul așezat, corespunzător. Deci este clar că acolo este mâna unui profesionist în spate. Astea sunt lucruri care ne grevează, care ne țin pe loc, dar care nu ne pot da înapoi. Pentru că dacă acum 2 ani nu aveam o echipă cu care să reușesc să răspundem la aceste sute de sesizări și să, că toate aceste sesizări merg pe diverse filiere, la Garda de Mediu,
la Inspectoratul de Stat în Construcții, la Prefectură. Respectivele instituții vin și se îndreaptă către noi să răspundem la sesizările respective și au și atribuție de control, bineînțeles, și ne țin pe loc. Pentru că în loc să ne vedem de treabă, noi trebuie să chemăm constructorul să ne zică de ce așa, să vedem ce situații sunt acolo în teren, să răspundem la respectivele sesizări și abia după ce clarificăm situația putem da înainte cu lucrarea. Pentru că dacă vine cineva și zice că stop, că se toaletează, se taie copaci fără autorizație, trebuie să verifice dacă acei copaci pentru respectivele lucrări trebuie autorizație, autorizație ca să-i tai, nu. Da. Da. Ei, sunt o grămadă de astfel de situații. Nu m-am plâns, nu am ieșit public cu ele, dar este prea de tot. Pentru că acum, când se pare că vremea începe să fie bună, noi suntem blocați, deși avem soluția tehnică identificată și nici măcar nu putem să punem la punct zona intersecțiilor, pentru că i s-a spus constructorului stop, stop joc. Dar cum se poate așa ceva? Și eu dacă mă duc și iau două mașini de griblură și vin cu încă 10 cetățeni din zona Lămâiței, tragem un utilaj din ăla cum trăgeam pe vremuri, ca să compactăm de mână, vine ISC-ul să-mi spună că de ce până acolo plătește ISC-ul sau cineva, primăria sau cineva, reparațiile la mașină, că intru pe Lămâiței de 7 luni prin gropi? Vin și eu cu dumneavoastră și vedem ce o să se întâmple. Adică mi se pare aberant. Bun, eu înțeleg, respectăm legea, dar hai să o respectăm legea în litera dar și în chiar spiritul ei. Respectăm legea. Hai să respectăm am legea în litera. Am materiale peste tot istoricul complet, tocmai pentru a se vedea cu legi, cu articole, cu obligații ale constructorului, cu obligații ale beneficiarului, cu obligații ale instituțiilor de control, ale dirigentului de șantier. Toate acestea se cunosc și sunt întru totul respectate. Nimic nu se încalcă, totul facem cu respectarea elementelor legale, contractuale și de conformitate din proiectul tehnic. Nu se abate nimeni nicio secundă pentru că este în interesul nostru să facem această lucrare în așa fel încât ea să dureze, să țină și să beneficiem de roadele banilor europeni pe care îi absorbim. De asta ne-am apucat de magistrală de apă. Tocmai de asta, ca să fim siguri că lucrurile sunt în regulă. Și ne-am apucat, deși nu era obligația noastră. Obligația exclusivă revenea Consiliului Județean, care este proprietarul rețelei magistralei de apă, și APASERV. Dar am o veste bună. Ieri am reușit să ajungem la un consens cu Consiliul Județean cu privire la rețelele de apă de pe alte 10 străzi, unde vrem să facem investiții. Deci acolo ați ajuns la o... Am ajuns la un consens. Vom găsi o formulă de parteneriat. Foarte curând vom avea ședințe extraordinare prin care să aprobăm condițiile acestui parteneriat pentru a prelua noi respectivele rețele și a putea demara această investiție. De aici cum s-a putut ajunge la un... Prin dialog. Și eu cred că toate se pot rezolva prin dialog. Pentru că în momentul în care ai argumente, ai soluția de finanțare și ai obligația de a ajunge la un rezultat într-un timp dat, chiar n-ar trebui să mai conteze rivalitatea politică. Până la urmă acolo nici nu are sens cine face. Important este să se facă. Bun, acum că tot ați amintit de APASERV, de rețeaua cu apă, cum stăm cu cuplările astea? Că s-au terminat, nu s-au terminat? Mai sunt Petraian. 7 cămine de Petraian, s-au terminat cuplările. Petraian acum pe Decebal lucrează. Lucrăm pe Decebal. Și pentru că am văzut că se apar foarte multe semne de întrebare cu privire la acea construcție care apare în mijlocul drumului în zona Petrodava, am auzit tot felul de interpretări. Nu își face nici turn, carabelea, nu face nici, cum spune, piatra neagră de la Meca, nu face... Acolo este un cămin care se toarnă la suprafață tocmai pentru că pânza freatică este foarte sus și nu se poate turna în subsol. Asta e. Deci dacă ar fi să fi să poate înainte și să încerce turnarea acelei cofrajul respectiv, să-l amenajeze și să-l realizeze în
pe poziție, pe poziția finală, nu s-ar fi putut din cauza pânzei freatice foarte sus. Eu m-aș fi bucurat să fie o piatră neagră așa, de la Meca sau de undeva acolo, că puteam să facem pelerinaj după aceea în Piatra Neamț. Să... Dar pelerinajul presupune să ai căi de acces. Avem toate condițiile pentru a dezvolta turismul și din punct de vedere ecumenic în zona noastră, pentru că avem cele mai multe lăcașe de cult din lume, din câte știu eu. Bun. Acum, suntem chiar în Guinness Book. Pe... Lăsând gluma la o parte, la modul foarte serios, eu m-aș duce spre Partidul Comasat de la București, din guvern, adică eu mă refer la guvern. Da. Și m-aș duce și aș sta la ușa primei ședințe de guvern și m-aș duce cu toate documentele de care dumneavoastră faceți vorbire. Am dat telefon ieri la București pentru că și le-aș face în câteva exemplare, i-aș da domnului prim-ministru, fie... Am asta în plan, să știți. Așa, și cu, devolat, aș cumpăra când merg încolo spre Buzău o din aia legătură cu covriș de Buzău, aș atașa-o la document, m-aș duce la domnul Ciucă, care este și domnia sa acolo, și i-aș duce și lui un document, m-aș duce la ministru de resort, cel cu ISC-ul, nu știu care minister e acolo. Ministrul Dezvoltării. Ministru... M-am auzit pe cine ministru. Cine e domnul ministru? Domnul Veștea. A, domnul Veștea, care a fost la Piatra Neamț, adică sigur, despre ce vorbim, așa. Și... Păi am cerut recomandările domnului ministru ieri și... Așa, și încercat să lămuresc problema. Băi, oameni buni, dacă suntem comasați și suntem pentru stabilitate, facem treabă sau dacă am greșit proiectul, ieșiți voi și spuneți de la tribuna televizuinilor naționale că la Piatra Neamț este un proiect greșit și din cauza asta nu se poate termina. Adică m-am săturat de mecheriile... Știe toată lumea că nu are cum... Este clar un proiect aprobat, avizat, verificat cu ștampila verificatorului de proiect, cu ștampila expertului tehnic, constructorul pentru a avea asigurări suplimentare că gradul de compactare este asigurat, a făcut pe cheltuială proprie verificările și probele de laborator, a făcut și probe tehnice pe diverse sectoare pentru a vedea cum se va prezenta la final capacitatea portantă și stabilitatea pe stratul suport pe care va veni pus asfaltul. Deci sunt făcute toate lucrurile temeinic tocmai pentru a ne asigura că nu vom avea probleme în viitor. Să mai vii, să mai... Cine are capacitatea tehnică și legală mai ales de a bloca un proiect în aceste condiții? Când este clar pentru toată lumea că probele care s-au făcut acolo, am fost întrebați ce tip de lucrări s-au desfășurat în această perioadă. S-au făcut doar lucrări de probă pe zona respectivă. Da. Nu, doar s-au prelevat probe și s-a efectuat o... S-a executat un tronson de probă tocmai pentru a se verifica care este impactul final. Bun. Haideți să lăsăm subiectul ăsta, că deja el știu că... Da, dar este cel mai complicat și este cel mai pe interesul, este subiectul care generează cea mai multă nemulțumire în rândul pietrenilor și oamenii trebuie să știe ce se întâmplă acolo. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar... Deja, dacă nu ieșiți odată și arătați care este piedica, eu vă spun că de contul vine la dumneavoastră, nu la cei care pun piedici. Dacă exact. Se... Pentru că primii care trag pănoasele, primii care se văd sau nu pe teren, sunt constructorii. Și oamenii se întreabă, domnule, ieri au fost, azi nu mai sunt. Ce s-a întâmplat, ce constructor neserios. Asta ai tendința de a-i certa pe cei prezenți, pentru că asta se întâmplă în clase în general. Profesorul vine și îi ceartă pe copiii prezenți la ore pentru cei care nu au ajuns acolo de cele mai multe ori.
Și primarul, într-adevăr, este răspunzător pentru o situație aparentă, când, de fapt, noi ne dăm tot interesul să ducem această lucrare și să o finalizăm cât mai repede. Nu este absolut nimeni, nu are de câștigat din această situație și toți avem de pierdut. Dar? Da. Ce se mai întâmplă cu puntea de la Strand? De luni începe, am avut ieri o discuție tehnică cu constructorul și proiectantul și dirigintele de șantier. Le-am zis că sunt niște lucruri care nu îmi plac acolo, niște bride care s-au experimentat pentru prinderea balustradelor noi. Mai sunt de făcut lucrări care durează în mod normal mai puțin de 2 săptămâni. De luni vor începe aceste lucrări. Deci în aprilie vor face lucrările de prindere ale balustradei și deci se vor suda și fixa aceste balustrade și după aia se vor vopsi elementele de legătură. Și după aceea liber trans. Și mai este de rezolvat rampa de pe partea cu rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități. Spre Strand, da. Pentru că acolo a fost gândită prost de la început și le-am cerut de la început modificarea proiectului, pentru că este acolo un unghi de 90 de grade extrem de impropriu și le-am cerut să vină cu o modificare a proiectului într-un unghi obtuz care să îndulcească coborârea pe respectiva rampă. Vă mai întreb de școli? Dumneavoastră puteți să mă întrebați orice. Eu vă răspund tot ce știu, dacă știu acum, dacă nu vă răspund. V-a informat cineva cum e cu stadiul finalizării? Am situația. E una destul de complexă. Dați-mi voie să văd. Zilele trecute am solicitat la școala 5, nu? Vă referiți sau unde? Și la școala 5 și la școala 8. Haideți să vedem despre ce este vorba, că nu-i... Adică s-a terminat cu plajul acela, de branșamentul, cum se cheamă? Nu, branșamentele la care se lucrează deja, contractul are termen finalul lunii martie. Așa. Mai sunt 9 zile. Da. Dați că este aici, se dă pe zile. Pot să citesc tot, dar nu, ne ia jumătate de oră. Nu, nu. Pe mine mă interesează dacă ceea ce și spuneam... Se pare că tot ce... Adică dacă la finalul lunii martie vor fi sau nu? Pare să fie imposibil. Am înțeles. Mai degrabă finalul lunii aprilie. Deci, practic, și la școala 5 ne îndreptăm spre același final ca și la școala 8. Nu vor intra în clase în anul acesta școlar, da. Dacă lucrurile merg așa. Colegii sunt conștienți de presiune și de nevoie, dar trebuie făcute o grămadă de activități. Pentru că e nevoie și de avize, și de scenariu ISU, și de documentație pentru DSP, documentații la care se lucrează, dar până nu avem totul finalizat și branșamentele se pare că vor fi finalizate undeva la jumătatea lunii aprilie, cam așa stau lucrurile. La școala numărul 8, este clar că ieșim un pic din calendarul proiectului. Constructorul va rămâne și va efectua lucrările pe penalități. Este aproape imposibil la cum stau lucrurile astăzi să finalizăm lucrările și să reușim recepția finală, recepția la terminarea lucrărilor până la finalul acestui an școlar, dar asigurările sunt că vom avea totul gata până la finalul vacanței, în așa fel încât odată cu începerea noului an școlar copiii să poată reveni la clase. Știți cum este problema, domnul primar? Dacă cumva
nu se vor pune aceste penalități pentru constructor. În afara contractului suntem obligați să punem aceste penalități. Deci, nimeni nu mai, iar eu nu prelucrez, nimeni n-o să mai creadă. Nimeni n-o să mai creadă, pentru că, sincer, de fiecare dată apare câte o chestie. Constructorul ba merge, ba nu merge, ba e foarte bun, ba nu mai merge și nu-și face treaba. Adică eu, sincer, mă pregătesc, am spus că o să dau în judecată pentru groapa de gunoi și o să o fac în nume propriu. Chiar și, vă rog, acolo sunt foarte multe lucruri care mie mi se par o să fac, am vorbit nedrepte cu un avocat, față de oraș. Și o să fac o acțiune în nume propriu, o să cer primăriei să mă scutească pentru impozite cu valoarea sumei în plus care apare la contractul eu, de gunoi. Vă rog să faceți o acțiune îndreptată în special pot. Împotriva celor care au nu greșit. Nu pot. Ca să faci o acțiune trebuie să îndrepți împotriva cuiva unde ai calitate procesuală. Eu nu pot să mă spun, vă rog să faceți o acțiune împotriva celui care a greșit, că judecătorul nu o ia în calcul. Dacă eu câștig în procesul primăria, primăria este obligată să îndrepte împotriva celor care au greșit. Da, se lungește povestea, dar în regulă. Înțelegeți? E, același lucru e și cu chestia asta. Dom'le, stai o secundă. Băi, tu ai spus că faci până atunci. Ai făcut ci că ai făcut. După care, nu se face că nu știu ce. Adică, trebuie odată lucrurile astea lămurite. Așa cum sper să lămuriți și problema cu coridorul de mobilitate. Lucrurile acolo sunt clare. Chiar mă bucur, colegii au făcut un istoric foarte detaliat, tocmai pentru a se vedea, pentru a se puncta că soluția tehnică e una logică și are o evoluție în spate și are niște documente în spate. Eu sper că acest lucru va încuraja și Inspectoratul de Stat în Construcții și toate celelalte instituții de control și toate, tot cei vizați de acest proiect să își urmărească fiecare propriile atribuții și să-și facă fiecare treaba. Da. Ce se întâmplă cu drumul pe Cosla? Îl terminăm? S-a aprobat, da, bineînțeles că îl terminăm. Pentru a remedia, a fost o scăpare în proiect, așa se întâmplă când te apuci de treabă, întotdeauna, dar suntem puși și pe a rezolva corecțiile respective. Nu s-a prevăzut lucrarea pe tronsonul dintre colibele haiducilor și observator. S-au aprobat indicatorii tehnici pentru Poiana aceea, zona de acolo respectivă. Până la observator. Da, acea porțiune de piatră cubică. Și vom deci s-a completat și cu zona respectivă. S-a completat cu respectiva zona proiectului. În rest sunt în grafic cu lucrările? Da, sunt în grafic. Bun. Ce mai era? Eu tot mă uit aici, tot vin și încerc să selectez. Ce mai era? Parcul Zoo s-a terminat cu decontaminarea? Parcul Zoo se lucrează, da, decontaminarea a fost făcută înainte de a începe lucrarea propriu-zisă. Întâi am făcut decontaminarea. A fost unul dintre proiectele făcute tot așa cu mici poticneli din cauza unor condiții impuse, ușor exagerat. A trebuit să facem decontaminare pe o grădină publică în condițiile în care înainte avea același regim. Era deci, tot o grădină cu acces public. Să înțeleg, nu dumneavoastră ați făcut decontaminarea. Primăria a făcut decontaminarea. Nu dumneavoastră, primăria. Dar a vrut primăria să facă decontaminare? Primăria a vrut să dea drumul la treabă încă de la bun început. Avizul de mediu a fost condiționat de realizarea acestei decontaminări. Deci, ca să fie... Am făcut licitație, am organizat decontaminarea. Decontaminarea costă o avere pentru că a trebuit să luăm un strat destul de consistent de pământ și să îl repet, tratăm. Într-o emisiune cineva a acuzat actuala
conducerea primăriei, că a vrut să facă această decontaminare. Nu, a fost o condiție impusă. Am făcut analize care ne-au demonstrat că terenul, solul de acolo, este potrivit pentru agricultură. Adică era gras. Adică era un pământ gras. Puteam pune roșii acolo. Dar iată că n-a fost bun pentru o grădină publică. A însemnat timp pierdut, aproape un an de zile. Dar asta e. O vom avea gata în vara aceasta. Și va fi minunată. Bun. Acum, vine campania. S-au anunțat candidați. Foarte bine. În sfârșit. Avem contracandidați. Sunteți, pe de o parte, dumneavoastră de la PNL. Din cealaltă parte a partidului Comasat, PSD-ul are candidat. Aveți ceva cu... Da, nu mai pot. Mie îmi place la nebunie Partidul Comasat Român. Nu vă place, mie nu. Partidul Comasat Român, știți cum e. Inițiale ne aduc aminte de ceva. PCR. Eu știu ce vreți să spuneți. Pe mine nu mă atinge această ironie. Dar nu lasă nicio treabă cu Gustamar situația care declanșează această ironie. Deci aveți un contracandidat din Partidul Comasat. Ideea este domnul Adrian Niț. Dacă eu nu pot să-mi asum, adică nu pot să critic niște decizii până la nivel național, de înțeles, de la nivel național. Comasarea alegerilor e una care, din punctul meu de vedere, era necesară pentru că oamenii nu mai vor să mai audă de politică. Iar noi anul acesta am fi făcut tot anul, am fi ținut-o numai într-o campanie electorală. Oamenii n-au nevoie de așa ceva, țara asta n-are nevoie de așa ceva, administrațiile nu au nevoie de așa ceva pentru că mai trebuie să mai și muncim. Eu nici nu am de gând să fac, să îmi asum ideea că sunt în campanie electorală. Eu, în primul rând, vreau să termin proiectele. Aceasta este campania mea. Să duc la bun sfârșit proiectele pe care le-am făcut pentru proiecte. Este esențial pentru o campanie. Este esențial. Și de aceea, când am ceva de spus legat de blocajele pe care le întâmpinăm în aceste proiecte, o voi spune. Nu mai am absolut nicio reținere. Dacă Apa Servă ne mai face vreo șicană, dacă vreun alt personaj afiliat cu acte în regulă sau mai pe ascuns la PSD ne face vreo șicană, o voi spune fără nicio reținere. Bineînțeles, doar când sunt convins de asta, nu acuz și nu împroș cu mizerii și acuzații fără sens. Dar trebuie să mai punctez un lucru. Astăzi nu ne mai pot opri. Ne pot cel mult întârzia. Am înțeles. No, eu am văzut o declarație zilele ieri, alte, mai țin, că sunt foarte multe declarații acum, e buluc de declarații, că după locale, da, după locale, PSD și PNL, PNL și PSD vor merge împreună să asigure stabilitatea. De sus până poate, jos. Poate la guvern, aici. Dați-mi voie să mă abțin. Eu nu văd astăzi posibil așa ceva. Nu văd astăzi posibil așa ceva după ce 4 ani s-au chinuit să-mi blocheze proiectele, să le fac împreună. Cum? Trebuie să-mi demonstreze că sunt în stare. Și vreau să văd și eu. Are prefectul, candidatul PSD, vreun proiect pentru Piatra Neamț? Că eu n-am văzut niciunul. Cât a fost prefect? A făcut vreun proiect în prefectură? Că eu n-am văzut niciunul. Eu n-am văzut niciunul. Bun. Păi nu putem numai așa să împiedicăm pe celălalt să facă. Ce punem în loc? Care e logica? Hai să demonstrăm care e mai bun. Vino constructiv, arată de ce proiect ești în stare. Da? Când vii să răspui oamenilor că cineva nu e bun, arată ce vrei să pui în loc. Când zici oamenilor că un proiect nu este bun, arată capacitatea de a face un proiect mai bun. Asta nu se vede. Eu de ce v-am pus această întrebare? V-am adresat această întrebare? Pentru și eu că... să lucrez cu cineva care n-a fost în stare de nimic. După aia, ca să mă încurce și trebuiască să-l învăț, astăzi avem o echipă foarte competitivă. Bun. Dintre cele mai bune din regiune. La scriere proiecte,
la implementare, la monitorizare. Da, de acord cu dumneavoastră, dar sunt obligat să vă întreb, aveți acum un proaspăt viceprimar și ați avut un viceprimar 3 săptămâni care provin din partidul respectiv. Ba încă nici nu sunt ieșiți din partidul oficial. Pentru că cei din partidul respectiv n-au știut să-i țină. Sunt, cred că, singurii oameni de acolo, din acea echipă, care au fost în stare să implementeze proiecte. Da, Florin Moise nu cred că mai este o surpriză pentru nimeni. A venit ca urmare a provocărilor și problemelor pe care le-a avut din partea foștilor colegi. A venit alături de mine în continuarea proiectelor pe care le avem la nivel de oraș. Dar este un om proactiv. Este un om care a venit cu soluții de fiecare dată când a avut ocazia. Am avut o colaborare și o comunicare decentă. Da, și contondentă câteodată. Și contondentă, bineînțeles, pentru că a fost liderul opoziției, dar un lider asumat. Și acum a venit lângă mine în ideea de a perfecționa aceste, de a pune umărul la continuarea acestor lucrări și proiecte. Ne-am consultat ieri pe ce atribuții să convenim, fiecare dintre viceprimari, city managerul și eu, să avem o distribuție cât se poate de echilibrată pe, și logică pe aceste atribuții și responsabilități. Eu am deplină încredere în ea și pentru că este nevoie ca lucrurile să fie așezate într-o coerență administrativă și politică, atât doamna viceprimar cât și domnul Minuț, fostul viceprimar, au ales să vină în echipa mea în organizația PNL. Da, de asta spun eu că în politică, chiar și în cea locală, e bine să nu spui nu niciodată. Așa este. Când vine vorba de alianțe, de treceri, de alte lucruri. Fracturile interne de acolo, bisericuțele și răutățile pe care și le-au făcut unii alții au condus la această situație. În PNL avem o orientare pe viitor. Oamenii când se pun la masă să vorbească despre proiecte de viitor, despre speranțe, despre așteptări, despre obiective, se pot plia mult mai ușor într-o echipă și își pot identifica cu mai multă claritate rolurile și responsabilitățile pe care le au. În momentul în care răvnim la funcții și nu ne mai uităm la obiective, la proiecte de viitor, la construcție, apar rivalități care știrbesc încrederea în ideea că acea echipă va putea funcționa. Eu nu stau să evaluez ce se întâmplă la PSD, dar lucrurile de acolo, frământările de acolo, au condus la această situație. Și chiar dacă poate, pentru mulți pare o surpriză că doi oameni din PSD au venit lângă mine, eu lângă mine primesc orice om care îmi demonstrează că a fost în stare să facă ceva și că își găsește locul în acea echipă și poate participa la atingerea respectivului obiectiv. Și din punctul meu de vedere, într-un context în care un viceprimar, că eu sunt primar și am obligația de a mă asigura că proiectele orașului nu sunt oprite, nu sunt blocate de votul în Consiliul Local. Dacă acolo am ceva ce nu funcționează, totul s-a terminat. Nu, este clar că dacă trebuie eu nu să am consiliu, majoritate da? Simplă în Consiliul Asta Local. Înțeles. Asta e de înțeles. S-a dus totul. Toată munca de 3 ani și jumătate este pusă sub semnul pericolului. Cu un viceprimar care votează împotriva propriului buget, nu s-a mai pomenit așa ceva nicăieri în lume. Mai ales că nu a venit cu un amendament. Nu a propus un amendament să zică ceva nu-i bun. Este viceprimar. Era mușă în ușă. Putea să vină oricând să-mi zică nu este de acord cu o chestiune de acolo. Nu, el a votat împotriva bugetului. Păi cum să mai am încredere că poate funcționa acea majoritate?
Acestea sunt argumentele și acesta este contextul în care a fost necesară această schimbare. Mulțumesc pentru participarea la emisiune, domnul primar. Vreau să fac o scurtă recapitulare. Deci astăzi domnul primar ne-a spus că în curând va organiza o conferință de presă în care să arate că există niște piedici care se pun pe proiectul principal de mobilitate. Abia aștept să văd. Altfel ar fi fost de mult terminat. Da, să văd acel document. Între timp, sperăm că lucrurile totuși vor înainta, măcar cu acele lucrări care să permită o circulație cât de cât decentă în intersecțiile respective. Eu vă readuc aminte că peste aproximativ 10 minute vom intra în partea a doua a emisiunii Cafeaua de dimineață cu domnul Ion Anton Măzăreanu pentru o discuție aplicată pe niște lucruri extrem de interesante și luăm o pauză. Vă așteptăm săptămâna viitoare, sper eu, cu vești mai bune. Până atunci însă vă mulțumesc pentru participare și ne întoarcem în 10 minute. Cele bune! O zi frumoasă vă doresc și o emisiune plăcută în continuare.